Vladimir Putin se va înfuria. România a primit un sistem antiaerian de ultimă generație. Franța a trimis în România un sistem de apărare de tip sol-air de ultimă generație în contextul invaziei ruse în Ucraina și a amenințărilor de la granițele țării. Sistemul Mamba este practic un echivalent al sistemului Patriot. Acesta este conectat la sistemul de apărare român și la cel al NATO, care asigură comandamentul. Forțe armate franceze sunt prezente în România de pe data de 26 februarie, însă această desfășurare în regim de urgență a circa 500 de militari francezi a fost de atunci permanentizată, integrând în alternanță o companie belgiană sau olandeză. Sistemul Mamba poate urmări 100 de traiectorii și poate angaja simultan 10 dintre ele. Are până Până la 48 de rachete gata de tragere, este singurul sistem european conceput pentru a contracara rachetele balistice. Racheta Aster 30 pe care o folosește poate lovi aeronavele la o distanță de până la 120 de kilometri, iar rachetele balistice la 30 de kilometri. Constituirea grupurilor de luptă din Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria se înscrie în setul mai larg de măsuri adoptate de NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe termen mediu și lung ca urmare a conflictului militar declanșată de Federația Rusă în Ucraina.